Dacă la noi în județ ar organiza un campionat de off-road, cu siguranță ar fi cel mai tare traseu din țară, drumul județean 612. Drum ce face legătura între comunele Orbeasca și Băbăița. Deși este trecut pe harta rutieră a patriei și județului nostru ca fiind drum județean, acesta arată ca și cum ar fi trecut nemții pe acolo și ar fi atacat fără milă acest traseu. Și cu toate că primarul comunei Băbăița a făcut numeroase demersuri pentru a se rezolva situația, au fost doar promisiuni, doar vorbe în vânt. Nici la această oră, după 20 de ani de democrație, în secolul 21, să puteți circula în condițiile astea. Probleme foarte grave ne creează acest drum pentru intervenții, în caz de incendii, în caz de salvare, când se deplasează salvarea sau, spre exemplu, aseară, azi noapte, am avut un incendiu la satul Berișan. Mașina de pompieri a făcut de la Alexandria până la Orbeasca 15 minute și de la Orbeasca până la Merișan a făcut 2 ore și ceva. Timp în care s-a distrus locuința de la Merișan. Dacă intervenția era rapidă, putea fi salvată o casă. Deci numai un exemplu, dar câte exemple din astea. Salvarea nu poate să intervină, pompierii nu poate să intervină. Deci nu circulă, lumea ne înjură, înjură primarii, înjură tot timpul primarul. Nu știe că nu este, acest grup nu este în administrarea consiliilor locale, este administrarea Consiliului Județean Teleorman. Deci primarii nu au niciun fel de numai să facă intervenții, să facă scris, să aducă la cunoștința autorităților care se ocupă de această problemă. Nici până la această dată nu am reușit la atâtea intervenții care au fost făcute. Uitați-vă dumneavoastră în ce hale. Toată lumea în jură, nu poate să mai circule, au rupt mașinile, au rupt camioanele, au rupt... Răspunsuri la demersurile făcute ați primit și dacă da, care au fost acelea? Răspunsuri am primit la demersurile făcute, justificare nu lipsă de fonduri, deci asta e singura justificare, dar cum s-ar fi găsit pentru alte localități să facă sau peste câmp unde s-au mai făcut asfaltări care n-au nicio logică, putea să asfalteze și drumul județean 612. E vorba de 5 km care ne desparte de civilizație. Deci nu putem, nu vine niciun investitor aici, nu vine nimeni din cauza infrastructurii, din cauza acestor drumuri nenorocite pe care nu se pot numi drumuri. Nici oamenii din zonă nu mai suportă situația și asta din cauza că odată la câteva luni mașinile lor trebuie duse la reparat din cauza drumului, pe care gropile sunt din metru în metru și cine cred ei că sunt vinovați pentru situație? Doar autoritățile abilitate. Cum să fiu mulțumit? Nu sunt mulțumit de nicio culoare, păi este un drum criminal. Dar a întâia și a doua să rupe mașinile. Am avut un service, acum ar trebui să o bag în service, s-a dus buc și de bascule tot. E criminal drumul Orbeasca, Băbăița. Cam de cât timp este așa drumul acesta? Păi 2 luni, 3 luni, deci și înainte tot la fel. A băgat odată lama și acum s-a paralizat de tot. Rău de tot. Nici în striking nu mergem cum mergem pe drumul ăsta. Cine credeți că ar fi de vină pentru situația creată? Păi cine să fie? Cei de la drumuri. Cât de des circulați pe acest drum? Foarte des. Cum se circula? Foarte greu. Rău de tot. Grupi, Antia de la Băbăița la Orbeasca, Orbeasca, Băbăița, Antia. Cam cât de des băgați mașina în service, având în vedere că circulați foarte mult? Am băgat 5 milioane în ea. Bucșăraie, pivotăraie, fără rost, poate într-una. Păi, dar la grupile astea de sunt foarte greu. Cine credeți că este vinovat pentru